Temperatura camerei. Studiile au demonstrat că, în medie, femeile preferă temperaturile mai ridicate. Cea mai călduroasă țară din lume este Burkina Faso, o țară africană cam de dimensiunea României, din apropierea deșertului Sahara. Numele ei înseamnă teritoriul oamenilor sinceri. Ploaia tropicală. Pădurile tropicale acoperă mai puțin de 3% din suprafața Pământului, dar găzduiesc mai bine de jumătate din speciile terestre de pe planetă. Punctul de topire al ciocolatei. Astecii antici au iubit atât de mult ciocolata încât boabele de cacao erau folosite drept monede în civilizația lor. Punctul de topire al untului. Culoarea depinde de dieta vacii. Cât mănâncă mai multe vegetale, cu atât mai galben este untul. Temperatura maximă înregistrată pe Marte. Marte găzduiește cel mai mare munte din sistemul solar, Olympus Mons. Acesta are de 2 ori înălțimea Everestului. Cea mai fierbinte zonă locuită. Recordul este deținut de dalul Etiopia, o căldare de sare topită, piatră vulcanică și acid sulfuric. Temperatura corpului uman. Pielea de găină are rolul de a ridica firul de păr pentru a-i face pe strămoșii noștri să pară mai intimidanți. Nisipul deșertului pe timpul zilei. Doar 20% din deșerturile de pe pământ sunt acoperite de nisip. Celelalte sunt acoperite de zăpadă sau gheață. Antarctica este cel mai mare deșert de pe planetă. Corpul unei găini. Se pare că găinile pot distinge mai mult de 100 de fețe din specii diferite. Acestea visează și văd culori precum noi. Telefoanele mobile. Telefonul mobil are mai multe bacterii decât mânerul unei toalete. Punctul critic pentru temperatura corpului uman. După acest prag, temperatura este prea mare pentru a susține viața. O baie fierbinte. Arzi tot atâtea calorii când faci o baie fierbinte cât ai arde dacă ai face 40 de abdomene sau o plimbare de 30 de minute. Cea mai mare temperatură corporală. Aceasta a fost înregistrată în 1980. Un om de 52 de ani a petrecut 24 de zile în spital și a supraviețuit. O mașină lăsată în soare. Aceasta este temperatura după doar o oră într-o zi călduroasă de vară. Uscător de păr. Primul uscător de păr inventat nu era proiectat pentru a fi ținut în mână. Era folosit în saloane și producea căldură, dar nu și aer. Uscătorul de haine. Astronauții de pe Stația Spațială Internațională nu își pot spăla hainele. Când rufele lor sunt prea murdare, le aruncă la gunoi. Punctul de topire al mozzarelei. Este cel mai popular tip de brânză, urmat de parmezan și cheddar. Cea mai ridicată temperatură înregistrată pe Pământ a avut loc pe 10 iulie 1913 în Furnace Creek, California. Izvor termal. Lacul Frying Pan, care se traduce prin tigaie încinsă din Noua Zeelandă, este cel mai mare izvor termal din lume. Temperatura la care se prăjesc ouăle. Asfaltul atinge temperaturi puțin mai ridicate pe timpul verii. Asta înseamnă că poți prăji un ou într-o parcare. Cel mai cald loc de pe Pământ. Dunele de nisip din deșertul Lut din Iran au peste 475 de metri înălțime, mai înaltă decât Empire State Building. Mașina de spălat vasele. În medie, o mașină de spălat vase folosește de 10 ori mai puțină apă decât spălatul cu mâna. Ceai fierbinte. Ceaiul negru și cel verde sunt făcute din aceeași plantă. Diferența este că frunzele negre sunt fermentate mai mult timp. Cel mai fierbinte fluviu. Shanai Timpișca din Peru este cunoscut drept singurul fluviu din lume care fierbe. Numele se traduce prin fiert de către soare. Sursa căldurii este de fapt geotermală, punctul de fierbere al apei. Apa este singura substanță de pe Pământ care există în mod natural în toate formele de agregare, solid, lichid și gaz. Sauna finlandeză. În Finlanda există o saună în aproape fiecare casă. Pentru ei, o casă nu este o casă fără saună. Luna pe timpul zilei. Micul nostru satelit a apărut în urma ciocnirii unei pietre cu Pământul pe vremea când sistemul solar era încă în formare. Punctul de topire al plasticului. Durează 50-80 de ani pentru ca un pahar de plastic să se descompună. Mai bine de 20 de miliarde de pahare ajung în gropi de gunoi anual. Cuptorul.
Studiile arată că doar 10% din americani preferă gătitul, dintre ceilalți jumătate nu au o părere, iar cealaltă jumătate nu suportă activitatea. Întinzătorul de păr. Uneltele fierbinți descompun legăturile de hidrogen din păr și le rearanjează într-o poziție fixă. Punctul de topire al zahărului. Zahărul ajută la vindecarea rănilor prin absorpția umezelii pe care bacteriile o preferă. Fierul de călcat. Oamenii au călcat hainele dintotdeauna. Obiceiul datează din China antică de acum 2000 de ani. Motorul mașinii. Dacă ai conduce cu 100 de km de oră în sus, ar dura o oră pentru a ajunge în spațiu și 6 luni pentru a atinge luna. Suprafața lui SR-71 Blackbird. Aceasta este media generală. În față, lucrurile sunt mai fierbinți, cam 510 grade Celsius. Acest lucru se datorează fricțiunii care separă moleculele de aer. Temperatura suprafeței lui Mercur pe timpul zilei. Oamenii de știință cred că există gheață chiar și pe o planetă arzătoare. Suprafața lui Venus. Chiar dacă este mai departe de Soare decât Mercur, este puțin mai fierbinte. De fapt, Venus este cea mai fierbinte planetă din sistemul solar. Punctul Draper. Dacă temperatura este mai mare, majoritatea materialelor solide vor începe să strălucească. Șemineu. Cel mai mare horn din lume se află în Kazakhstan și are 396 de metri înălțime, adică jumătate din înălțimea clădirii Burj Khalifa. Punctul de topire al argintului. În Egiptul antic, argintul era mai valoros decât aurul. Temperatura medie a focului. Pământul este singura planetă pe care focul apare datorită oxigenului. Punctul de topire al aurului. Aurul a apărut pe Pământ datorită meteoriților care au bombardat planeta atunci când aceasta era încă în formare. Artificii. Acestea au apărut în China acum 2000 de ani. În prezent, această țară produce 90% din rezerva mondială. Cel mai mare consumator de artificii este Walt Disney. Erupția vulcanică. Atunci când lava se răcește în totalitate, devine argintie și creează peisajul din jurul unui vulcan. Nucleul planetei Marte. Bucăți din planeta roșie au ajuns pe Pământ după coliziunile unor asteroizi. Cea mai fierbinte parte a flăcării unei lumânări. Grecii antici puneau lumânări pe torturi. Tradiția lumânărilor pe torturile aniversare a început în Germania secolului al XV-lea. Punctul de topire al fierului. Ai destul fier în corp pentru a crea un cui de 7,5 cm. Meteorit căzător. Pământul este lovit de 500 de meteoriți anual. Mai puțin de 10% sunt găsiți. Steven Spielberg îi colecționează. Punctul de fierbere al argintului. Argintul a fost unul dintre primele 5 elemente descoperite. Argentina înseamnă argintiu în spaniolă. Punctul de fierbere al aurului. Aurul pur și simplu este atât de moale încât îl poți modela cu mâinile. Pământul atunci când s-a format. A avut loc acum 4,5 miliarde de ani. Nu existam pe atunci. Viața a apărut abia peste un miliard de ani. Punctul de topire al diamantului. Oamenii de știință au descoperit o pitică albă care este făcută în totalitate din diamant. Are mărimea Pământului și valorează 10 miliarde de trilioane de trilioane de carate. Kelt-9b este o exoplanetă cea mai fierbinte descoperită de până acum. Moleculele din atmosfera planetei nu pot sta împreună din cauza căldurii. Nucleul lui Uranus. Cel mai apropiat punct față de Uranus în care a ajuns omenirea este distanța de 80.000 de kilometri. Acest punct a fost atins de Voyager 2 al NASA în 1986. Nucleul exterior al Pământului. Nimeni nu știe cine a denumit Pământul. Cuvântul are origini englezești și germanice și semnifică terenul. Este singura planetă care nu este numită după zeități grecești sau romane. Suprafața Soarelui. Deși steaua noastră nu are o suprafață solidă, partea pe care o vedem noi, numită fotosferă, este în continuă mișcare. Alpha Centauri A este cel mai apropiat sistem stelar de Pământ. Oamenii de știință au descoperit o planetă de dimensiunea Pământului orbitând Alpha Centauri B care ar putea conține apă. Polaris.
Din moment ce pământul se rotește continuu, Polaris nu a fost și nu va fi pentru totdeauna steaua polară. Pentru egiptenii antici, steaua nordului era Tuban, nucleul pământului. Nu este atât de departe pe cât crezi. De fapt, celebrul drum Route 66 este mai lung decât distanța de la suprafață până la nucleul planetei noastre. Nucleul lui Neptun. Neptun are cele mai devastatoare uragane. Vitezele vânturilor ating 2000 de km pe oră, adică sunt mai rapide decât viteza sunetului. Nucleul lui Saturn. Planeta nu a avut inele din totdeauna. Acestea au apărut acum 100 de milioane de ani și vor dispărea în 300 de milioane. Sirius A, cunoscută și sub numele de Steaua Câinelui, este cea mai strălucitoare de pe cerul nopții. Nucleul lui Jupiter. Jupiter este planeta care se rotește cel mai repede. Aici ziua are doar 10 ore. Sirius B. Forța gravitației pe această stea este de 3500 de ori mai puternică decât pe Pământ. Aici un creion ar cântări 11 tone. Fulgerul este de 5 ori mai fierbinte decât suprafața Soarelui. Empire State Building este lovită de fulgere de 24 de ori pe an. Odată a fost lovită de 8 ori în doar jumătate de oră. WR-102 este cea mai fierbinte stea cunoscută. Se află în constelația Sagittarius și este aproape să explodeze într-o supernovă, nebuloasa Red Spider. Pitica albă din centrul ei este una dintre cele mai fierbinți cunoscute. Vânturile stelare creează valuri înalte de 100 de miliarde de kilometri. Corona solară este cel mai exterior strat al atmosferei solare, este de 100 de ori mai fierbinte decât suprafața. Nucleul solar. Durează 8 minute pentru ca lumina să ajungă de la soare la pământ. Dacă s-ar stinge, am afla abia după 8 minute. Explozii supernove. Aceste stele care explodează sub propria gravitație pot fi atât de strălucitoare încât eclipsează propriile galaxii timp de câteva luni. O secundă de la Big Bang. La o fracțiune dintr-o fracțiune de secundă, universul și-a dublat mărimea de 100 de ori. De atunci a tot continuat să se extindă. Cea mai fierbinte temperatură obținută într-un laborator a fost atinsă în 2012 în marele accelerator de particule la CERN, dublând recordul anterior. Fierbinte absolut este cea mai ridicată temperatură teoretică, opusul lui zero absolut. Se crede că aceasta a fost temperatura exploziei Big Bang. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!